Vă salut, dragi colegi! Mă numesc Stan Mircea și fac parte din tandemul Stan plus Ilie Timișoara sau Stan Ilie, cum ne cunoaște foarte multă lume. Suntem tandemul care din 2005 am reușit 12 podiumuri naționale la categoria de maraton, bineînțeles, și mai am avut și la AS Național și o femelă la general. Vreau să vă spun că noi creștem porumbei, Ilie Marian crește din copilărie, eu din 1981 sunt membru columbofil. Anul acesta am făcut 40 de ani de columbofilie, o muncă și o viață de om în acest sport. Vreau să vă prezint în primul rând păsările care m-au adus cele mai mari satisfacții și vreau să încep cu acest porumbel care este dublu campion național. Am înțeles că unul din unicații porumbei care mai sunt prin România, a fost campion la maraton tineret și ulterior la palmares maraton a fost campion, acest porumbel Spot se numește. Prin bunăvoința lui mi-a dat o femelă, o fiică care în locul în 2018 a fost locul 3 palmares AS Maraton România. Iar aici am acest porumbel care este nepotul său. Nepotul lui fiind Jverinul, cum îl știe lumea, mai din glumă, mai din serios, eu tot timpul glumesc că vom rămâne în istorie cu acest porumbel Jverin, deoarece acest porumbel a venit locul 1 Jverin în momentul în care nu s-a închis nici în ziua de azi concursul și nu mai se vrea probabil niciodată să se zboare acest concurs. Acest porumbel este și bunicul femelei domnului Tunduc, care a fost locul 1 Nuremberg în această etapă din weekendul trecut. O altă pasăre care eu o iubesc foarte mult și care într-adevăr am mai vrut să mai încerc ceva cu ea și tandemul meu, Ilie Marian, nu a fost de acord, este această femelă care este locul 1 România 5 ani Berlin și este acum unicatul României 6 ani Berlin. Nu există acel alt porumbel în România decât acest porumbel. Deci acestea sunt trei din porumbei care eu vreau să le spun tibelourile noastre sau unicatele noastre. Pe baza acestui porumbel Spot am făcut o familie și se poate vedea, fii, nepoți, toată lumea sunt aici în Cotești și care zboară. Ce vreau să vă spun? Ca și produse, eu folosesc produsele, până nu a apărut Chess Pharma am folosit produsele de Romfrid, dar de când a apărut Chess Pharma folosesc produse și de Romfrid și de Chess Pharma. Menționez că anul trecut, prin locul 2 Berlin Național România Crescător, am primit bonus din partea Chess Pharma, am primit bonus produse. Eu, sincer să fiu, foarte mulțumit de produsele ce le folosesc, deoarece simt că la refacere mă ajută foarte, foarte bine aceste produse, iar la pregătire folosesc RO 200, care toată lumea știe este foarte, foarte bun, și cu drojdia de bere Pavivac, care eu cred foarte mult și întotdeauna în toate interviurile am spus că drojdia de bere este unul din cel mai important lucru ce trebuie orice crescător să-l aibă în crescătorie. Ce pot să vă mai spun? Pot să vă mai spun, dacă doriți, cum pregătesc eu porumbei. Practic, folosesc mâncare ușoară până în ultimele 2-3 zile înainte de barcare, mâncare light, așa îi spun eu, și în ultimele zile folosesc mâncarea de forță, care toată lumea știe, extrem maraton și mâncarea care dă forță. Ce mai folosesc și mă bucur din suflet că la Chess Pharma s-au adus sunt alunele, care eu am cumpărat 30 de kilograme de alune, practic am cumpărat 20, dar având bonus am primit 30 de kilograme de alune, care le folosesc cu brio și care eu consider că mă ajută iarăși foarte mult în pregătirea porumbeilor. În rest, Sedo Plus-ul, care toată lumea știe și este foarte bun, Amino Forte, care este un recuperator extraordinar, deci cam astea sunt produsele de bază care eu le folosesc mereu la toate concursurile.
Altceva ce pot să vă mai spun, dacă doriți și credeți că raportul calitate-preț este ok, puteți să cumpărați cu încredere și o să vedeți până la urmă că produsele își fac datoria. Eu niciodată nu mă uit neapărat ce scrie pe etichetă, mă uit să văd animalul dacă cumulează sau dacă pregătește ceea ce îi dau. În rest, ce să vă zic, vă doresc o zi frumoasă și cred că pe scurt ați înțeles cam ce am vrut să vă spun despre aceste produse. Vă mulțumesc!